Pe care fiecare urmează ca o soluție zilnică pentru supraviețuire, dar cât dintr-o zi este de fapt despre tine, despre ceea ce faci în căutarea împlinirii. Cât din viața de astăzi este despre iluzia controlului pe care pare că o avem, și cât este despre accepta că fiecare zi poate fi altfel, diferită. Fundația Calea Victoriei ne invită la un nou retreat la Conacul cu Cireș, tocmai pentru a căuta răspunsuri la astfel de întrebări. Gazdă ne va fi Laura Ghiță, facilitator constelații familiare și organizaționale, master în psihologie, psihoterapeut acreditat la Colegiul Psihologilor cu formări în hipnoză clinică, terapie ericksoniană, terapii scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții. Pentru a vă provoca curiozitate, am invitat-o pe Laura Ghiță în studioul RFI astăzi. Bună ziua, Laura! Bine ai venit la Bun găsit! Mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine și voi porni cât se poate de direct. Ce înseamnă metoda constelațiilor familiale? Nu știu să spun ce înseamnă. <laughs> știu să spun doar că, iată, cei care lucrează în această metodă de la începuturile ei, încă spun, nu știm cum se întâmplă pot să spun că eu am căutat niște explicații pentru că am fost în locul în care lumea mă întreba ce înseamnă, cum se întâmplă, de ce se întâmplă așa și am căutat niște explicații și pot să ți le dau și ție acum. Te rog! Niște explicații pentru mintea noastră. Și mintea mea avea nevoie să înțeleagă măcar cât de cât ce se întâmplă acolo. Uh, una dintre ele ar fi legată de acest câmp cuantic pe care fizicienii ni îl prezintă din ce în ce mai, mai des și mai în amănunt și de unde aflăm că toți, totul este energie, informație și energie. Așa că asta se întâmplă în constelații. Accesăm aceast, acest câmp de energie, de informație. Și ne ducem intenționat și conștient să ne uităm la relațiile noastre, la relațiile pe care le avem zi de zi în familia noastră actuală sau la relațiile pe care noi le avem cu părinții, cu bunicii, cu străbunicii. Ce vine de acolo, de departe, de bagajul? Da, da, da. Ce vine de acolo, de departe și mă afectează pe mine? De ce mi se întâmplă mie, nu știu. O repetare în viața mea, un blocaj? De ce nu pot să depășesc anumite limite? De ce modul meu de relaționare nu este cel pe care mi l-aș dori? De ce nu am suficientă deschidere către un anumit job sau o anumită arie profesională pe care mi-aș dori să o fac? De ce nu mi iese acest lucru? de ce în căsătoria mea dau greș sau n-am dat greș sau nu reușesc să mă căsătoresc sau nu reușesc să am copii toate aceste de ceuri își găsesc un răspuns prin această metodă a constelațiilor o altă explicație, tot științifică am spus pentru mințile noastre este aceea că epigenetica a început să ne dea informații la un moment dat despre faptul că um, Undeva pe genele noastre există ca o etichetă, ca un program, ca un programel, ca o, uh, uh, un fel de cod, un, un soi de cod, un da. soi de de bază de date uh, care cuprinde toate informațiile legate de experiențele străbunilor noștri. Uh, și acum, dacă ne ducem puțin în spate uh, la Mă rog, hai să ne limităm doar la cel de-al doilea război mondial. La cel de-al doilea război mondial, trăirile lor, fricile, Suferințele, furia, da, suferința, experiența. vinovăția, da? Dar în același pachet, cu toate astea, vin și resursele pe care ei le-au le creat atunci pentru a depăși aceste situații, înțelepciunea pe care au câștigat-o după aceste experiențe, cunoașterea pe care au căpătat o Deci, toate acestea sunt în noi în acest corp fizic. Asta din punct de vedere al epigeneticii, dar dincolo de asta sunt multe informații de mulți ani, de, de foarte mulți ani în omenirea asta, în evoluție omenirii care ne spun totul este una, unul, totul este un întreg, un mare întreg. Suntem conectați și interconectați, ne influențăm unii pe alții, și cam despre asta este vorba. Aici ne, ne ducem să căutăm prin această metodă a constelațiilor. Dacă toți suntem toți în acest întreg și suntem conectați și interconectați, hai să vedem unde este blocajul ce înseamnă până la urmă pentru terapeut în, în, când, când pune în practică această metodă a constelațiilor familiale? Practic, acel om trebuie cumva să-și desfășoare toată viața. Este o terapie, îmi pare foarte complexă cumva. Nu toată viața. Pentru că omul vine cu un subiect, cu o temă în constelație, în grupul da. de constelații, da. da? Și noi ne uităm doar la tema aceea ne uităm, spre exemplu, să zicem, na, ce, ce, exemplu să iau. Nu, nu pot să găsesc, nu pot să-mi găsesc locul în profesia mea sau nu pot să-mi găsesc locul în parteneriatul pe care l am cu, în compania mea sau nu pot să-mi găsesc un partener de viață. Da? Ne uităm doar în direcția aceea. Și ce este foarte interesant în, în această terapie este că sunt niște direcții, sunt niște linii uh, pe care le urmăm, uh, nu, nu este o teorie pe care a inventat-o cineva, ci uh, este experiență pe care acești oameni, uh, începând cu Bert Hellinger și colegii lui cu care au început atunci, ei lucrau în, grup, uh, în grupuri terapie de familie în weekenduri. Și de aici a observat ceva se întâmplă, ceva este asemănător de la un client la altul, ceva este dincolo de uh, ceea ce știm noi ca teorie în psihologie. Este altceva. Hai să ne uităm să fim atenți la acest altceva, să urmărim firul ăsta roșu care a apărut în fața noastră. Și firul roșu ne spune uh, că uh, sunt niște legi naturale pe care sistemul de familie, La care sistemul de familie ține să fie respectate, precum uh, uh, cei care s-au născut înainte uh, au întâietate, adică bunicii, străbunicii, părinții mei uh, sunt înaintea, au venit înaintea mea și au întâietate. Ori noi, de multe ori, din dorința de a ne salva părinții, pentru că vedem că au anumite probleme, Ca niște oameni normal ce sunt, mm -hmm. da? dar noi ca și copii, cu mintea noastră magică de copii, devenim eroi ai părinților noștri. Ne repoziționăm, ne așezăm cumva în spatele mamei sau tatălui, pentru că am simțit noi că nu este sprijinul acolo. Sau ne așezăm între părinții noștri, pentru că e prea mare distanța dintre ei. Uh, și atunci ne întoarcem la această lege a cei care vin înainte o întâietate. Uh, este important să ne luăm locul nostru, să ne așezăm pe locul nostru, pentru că este foarte greu să fii în locul, rolul altcuiva în familie. E ciudat să vorbim despre asta într-o lume, aici în societatea asta a noastră, care se grăbește să parcă să, să uite trecutul și cumva să-l ignore, să-l arunce pe cât posibil, să se despartă de el. Ori prin metoda despre care îmi vorbești tu, cumva tocmai asta este pus în valoare. Nu avem nicio șansă, pentru că știu și eu, există terapii, au fost, uh, au fost și mai există terapii care spun, nu, lăsați trecutul, trăiți în prezent. Uh, nici în viitor nu vă duceți. Uh, da, acest continuum uh, uh, timp uh, de la prezent la uh -huh. viitor, care este o, un concept uman, uh, este altfel decât îl știm. Dar dacă eu arunc trecutul, dacă eu uh, nu vreau să mai știu de trecut, dacă eu desconsider, da. desconsider da. trecutul, uh, el nu dispare nicăieri pentru că el este în mine. Este vorba despre ceea ce se întâmplă cu mine și în mine, eu, eu, prin lucrul pe care îl fac, cu mine mi se schimbă percepția asupra unui eveniment, unui, unei experiențe, asupra uh, traumelor, să zicem, din familia mea, asupra relațiilor din familia mea, mi se schimbă percepția, pot să văd dincolo de povestea mea, că nu toți avem o poveste pe care o tot rescriem în funcție de... de cum ne schimbăm, pot să văd dincolo de povestea pe care mi-am creat-o, pot să mă uit către mama și către tata și să văd că, totuși, ceea ce știu eu despre ei nu este chiar adevărat. Este ceea ce mi-am imaginat eu despre ei. Este o interpretare, ei. practic. Este o interpretare, uh -huh. da? Și atunci, lucrând în constelații, îmi dau seama că. În Încet, încet îmi dau seama că ua, lucrurile sunt total diferite decât am crezut eu și mă reașez în viața mea. Și eu cred că acesta este lucrul cel mai important pe care noi îl avem de făcut în această viață: să devenim din ce în ce mai conștienți, să trăim din ce în ce mai conștienți și să depășim momentele astea de poveste, de iluzie de... pe care ni le-am creat noi de-a lungul vieții. Și să ne uităm la realitatea pe care o întâlnim. Astăzi, poate, realitatea este într-un fel, mâine va fi într-un alt fel pentru mine și legat de viața mea și de experiențele mele. Dar să avem acest curaj să ne uităm, hai să vedem totuși, dincolo de ceea ce cred eu, de ceea ce bănuiesc eu, de ceea ce, de ceea ce îmi spun eu, mie, ce este. Da, și este foarte important pentru că în fiecare din noi, cumva există șansa viitorului, vine câte un copil, familia se dezvoltă într-un fel sau altul, iar odată ce nu înțelegem trecutul, cum vom putea, cum îi vom putea ajuta să priceapă ce li se întâmplă în viitor? Da, și se pare că, acum tot experiențial, se pare că atâta timp cât emoțiile, trăirile, experiențele nu sunt procesate, emoționalul nostru este încă acolo blocat, strâns într-o pierdere indiferent ce fel de pierdere ar fi ea, umană, materială, atât timp cât suntem încă sau cât noi, părinții noștri sau bunicii noștri, sunt blocați acolo, în această experiență, în emoțiile care au fost trăite atunci, nu pot să își găsească pacea, liniștea, împăcarea, aceste lucruri se vor perpetua prin acest câmp cuantic, prin acest transfer la nivel. Genetic, se vor duce mai departe și din punct de vedere sistemic, pentru că, iarăși, lumea în care trăim este o lume sistemică, tot ceea ce există este aranjat în sisteme, da? Din punct de vedere sistemic, se pare că noi suntem influențați de mai multe sisteme, da? Eu sunt un sistem cu mai multe subsisteme, acest corp care are mai multe sisteme pentru a funcționa, dar eu ca individ fac parte din sistemul de familie și mai fac parte și din sistemul meu profesional și din sistemul social în care trăiesc și din sistemul social al, al acestui exact, al acestui mm -hmm. oraș și sunt din punct de vedere sistemic suntem foarte influențați de uh, multe sisteme și Întorcându-ne la constelațiile de familie, pentru că de aici pornește, aici este originea, aici este startul nostru, da? Sistemul de familie are, așa cum am spus mai devreme, niște legi, reguli. Cei din constelații, Bert Hellinger și colegii lui, le-au numit Ordinele Iubirii. Pentru că sunt legate de această. Conviețuire, relaționare, trăire împreună a tribului, a familiei, uh, și pentru că nu există niciun. orice rabat am vrea noi să facem de la. ele sunt naturale, firești și sunt obligatorii. Adică nu avem cale de întoarcere atâta timp cât eu mă încăpățânesc să stau în spatele mamei, în, în locul bunicii mele, pentru că mi-închipui că mama și bunica nu se împacă bine și că eu ar trebui să o susțin pe mama, că mama nu are susținere mm -hmm. de la bunica, eu nu voi fi în locul meu și nu voi fi un loc într-un loc bun pentru mine și nu -mi voi trăi viața mea. Și atunci... Mă mir că nu pot să-mi găsesc un partener cu care să mă împac bine, nu pot să am copii, nu pot să am uh, un, un, uh, o profesie care să mă împlinească, nu pot să am suficienți bani. Ori toate acestea ne duc iarăși înapoi, hai să vedem, la începuturi. Cum da. era începuturi? Trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Cumva lucrurile merg în această direcție. 4-6 august se întâmplă un retrit de constelații familiale, așa se numește, echilibru și armonie în relațiile tale, un retrit organizat de Fundația Calea Victoriei la Conacul la Cireș și acolo gazdă este Laura Ghiță, facilitator constelații familiale și organizaționale, psihoterapeut, invitata mea de astăzi. Din 4 august începe așadar această serie de. Nu întâlniri pentru că veți fi acolo, veți fi pentru două zile, vorbeam cu tine Laura înainte de a intra în direct, îmi spuneai că vei lucra cumva. Cât este lucru până la urmă în ceea ce se întâmplă acolo în acest retreat? Când spui retreat... Sună așa un pic ca răsfăț, da, 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 da. ne vom relaxa, ne vom, cumva, ne vom cunoaște mai bine, interacționăm, socializăm, dar tu ai pomenit și de lucru. Sigur, nu cred că avem șanse în lumea asta să nu lucrăm cu noi, nici măcar când suntem în zilele noastre libere. Citim o carte, vedem un film, ascultăm muzică și acelea au un impact asupra mea și într-un fel sau altul mi-aduc niște amintiri la un loc, îmi aduc o stare sau o alta, deci tot un fel de lucru cu mine este. Va fi lucru, vom lucra. Vom avea un program și de dimineață și după amiază, evident, vom socializa la mese, seara vom sta, poate vom face, vom încheia serile și cu o meditație, dar vom lucra constelații. Dar cum ți-ai propus tu să se desfășoare astfel lucrul acolo la, la conacul la Cireș? Um, în... Că mie îmi pare metoda destul de complexă. Acum, sigur, e posibil să vină și uh, pacienții, tei foși pacienți, oameni care știu și cunosc metoda până la urmă și vor ști totuși la ce să se aștepte. Dar, dar nu pentru contează. cei care nu știu? Nu contează. Pentru cei care nu știu o să spun acum câteva cuvinte, însă nu contează. Pentru că în momentul în care noi ne adunăm, se formează, se creează un câmp, un spațiu uh, acolo special pentru noi, ne adunăm. Evident că o să pornim în, în, această, că este o călătorie, consider că este o călătorie, da? Pornim în această călătorie uh, soft, așa, încet, nu să intrăm, uh, dar deși... E o călătorie cu grupul? E o călătorie cu grupul, da. Ok, deci poate fi mai ușor pentru cei uh, pentru mai puțin cei curajoși. noi, da, da <laughs> pentru cei noi. Uh, acum, uh, Obiceiul meu atunci când lucrez cu grupul mm -hmm. este de a lucra și niște mini-constelații. Unii spun că preferă constelația clientului. Vine cineva cu o temă și mm -hmm. ne uităm la tema aceea, și toată lumea, tot grupul este focusat pe acea constelație, pe acea persoană care lucrează. În mini-constelații ne împărțim în grupuri. Două, trei, patru persoane depinde și lucrăm în grupuri, la fel cu relațiile pe care noi le avem, alegem diferite teme legate de viața noastră de zi cu zi și iată echilibrul și armonia, pentru că eu chiar cred că noi toți vrem să trăim mai bine. Vrem să trăim mai frumos, să ne bucurăm mai mult de viață, să avem mai multă abundență și există tot felul de uh, căi, să zicem, uh, în a ne găsi lucrurile astea. Dar nu vom găsi ceea ce căutăm dacă nu ne uităm la noi, dacă nu căutăm înăuntru, dacă nu-mi caut echilibrul în mine, dacă nu-mi aduc aminte de uh, experiențe de ale mele, de părți ale mele pe care le-am uitat poate în diferite experiențe, pe care le ignor. Dacă nu, chiar am avut azi dimineață o ședință cu cineva și lucram o temă și ne-am întors la partea care acum 20 de ani a luat o hotărâre și a făcut și am rugat persoana respectivă să uite-te la această parte a ta, cum este? Și ea mi-a zis: Este puțin cam prostuță, ca să nu zic proastă, este, nu știe nimic, nu, nu are simt. un vis mare, dar nu știe mm -hmm. de unde să o facă, și uh, am, am, am ghidat această persoană să ne întoarcem, să ne uităm un pic la ce a făcut în urmă cu 20 de ani acea tânără femeie care se pornise să construiască ceva, să-și aducă visul în realitate în condițiile pe care le-a avut acum 20 de ani și să ajungem în locul în care să ne dăm seama că dacă acea parte din mine, copilul, adolescenta, tânăra, femeie, tânărul, domn de acum 20 de ani, n-ar fi făcut lucrurile așa cum le-a făcut, eu n-aș fi fost în acest loc. Și a fost foarte relevant pentru persoana cu care am lucrat și Așa sau se, se, vede, se vede pe fața noastră uh, schimbarea aceea, uhum. mișcarea aceea care se produce interior. Uh, deci despre asta e vorba. Ne vom uita la noi, ne vom mai aduce puțin în echilibru. Pentru că eu cred că avem totuși de lucru pentru a ne aduce în echilibru, bucățică cu bucățică, conștientizare cu conștientizare, pas cu pas. Asta se întâmplă. Cumva din 4 până pe 6 august, ritrit de constelații familiale, echilibru și armonie în relațiile tale, de găsit la fundația Calea Victoriei Pundro. Acolo vă rezervați locul pentru acest ritrit găzduit de Conacul la Cireș iar acolo o veți întâlni pe invitata mea de astăzi, Laura Ghiță, cu ea vă veți cunoaște mai bine, veți socializa împreună și veți avea parte de o experiență, zic eu, pe care nu o veți uita ușor, însă este o experiență bună, de aici pornește, nu Laura? De aici pornește, da. La finalul grupurilor pe care le organizez, taberelor pe care le organizez cu prietena mea, Luminița care este astrolog, și iată grupurilor retreatului pe care o să-l organizez acum cu Fundația Calea Victoriei, la finalul lor plecăm de acolo toți, toți, altfel. Plecăm altfel decât am intrat pe ușa care s-a deschis atunci când am ajuns acolo. Altfel. Altă perspectivă, altă, altă modalitate de a privi lumea și viața. Eu sper că acest lucru să se fi întâmplat deja ascultând interviul, discuția noastră de astăzi de la RFI. A fost doar o secvență, pentru că voi veți primi întregul pachet la retreat pe care Fundația Calea Victorie vi-l vi propune. Mergeți pe Fundația Calea pentru a vă rezerva locul, iar eu mulțumesc invitatei mele, Laura Ghiță, Mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi. Mulțumesc RFI. și eu. Mulțumesc. RFI 360, cu Valentin Pan